Oameni și destine, vieți distruse. La Centrul pentru Refugiați Salvăm Ucraina din Cernăuți am întâlnit oameni cu suflet mare, tineri români și ucraineni care, chiar din primele zile ale războiului, nu au fost indiferenți de ceea ce se întâmplă în țara noastră. Sute și mii de oameni, copii, mame, bătrâni, fugind din calea războiului, au găsit liniște și adăpost la acest centru pentru refugiați din orașul Cernăuți. Anume acest centru, în cei doi ani de război, a devenit pentru cele peste 3.000 de persoane care au fost adăpostite aici, a doua casă. Puțini însă știu că această clădire, unde se află astăzi centrul pentru refugiați, până la război era o clădire lăsată în paragină. Însă, datorită lui Dumitru Cosma, un tânăr român din nordul Bucovinei, dar și prietenilor săi, clădirea a fost reparată, amenajată și pusă la dispoziția refugiaților. Astăzi aici își duc un mod normal de viață circa 90 de persoane din estul Ucrainei. Sunt oameni în mare parte care nu mai au unde să se întoarcă, casele lor fiind distruse de ocupanții ruși. În centrul nostru, Salvarea Ucraina, trăiesc aproape 90 de oameni care sunt aici de la începutul războiului. Ei sunt din partea est din Ucraina, asta e Donetsk, Melitopol, Mariupol, Kharkiv, toate regiunile cele. Și ei nu pot veni acasă, prima că ruși sunt pe partea aceea și se este război pe pământurile cele. Și a doilea că toate casele sunt răzbătute, toate e distrus și ei n-au unde veni. De asta ei stau la noi, noi avem grijă de dinși și noi ajutăm cu tot ce poatem, cu hainele, cu medicina, cu mâncare, că la noi este tot gratis aici, trăit e gratis, mâncarea gratis, ajutorul tot e gratis, că asta este partea noastră care trebuie să facem pentru ei. Noi am primit aici aproape 3.000 de oameni, mai mult de 3.000 de oameni. Cu la cineva noi am ajutat să meargă mai departe în Europa, cineva gata are casele lor aici în Cernăuți care o plini. Alții trăiesc așa. Tinerii voluntari de la Centrul Salvăm Ucraina din Cernăuți mereu depun eforturi pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale refugiaților. Centrul nostru Salvarea Ucraina într-una îmbunătățește starea centrului, noi facem reparare, noi facem tot pentru oameni să fie mai comod de trăit aici. Noi am făcut partea de baie, tot în complex, noi am făcut nouă dușuri, toalete, WC-urile și toate baie noi am prefăcut, puteți vedea, am făcut câte leacă facem tot ce se poate. Unde sunt pregătite bucatele aici, unde pregătesc oameni la bucătărie sau? Da, noi dăm produsele, ei singuri fac mâncare, că altfel mai e greu, ei cineva vrea una, cineva vrea alta, noi dăm produsele, ei fac mâncare. Dacă în primele luni de război în Ucraina erau aduse ajutoare umanitare din diferite țări ale lumii, în special din România, astăzi însă tot mai puțini sunt cei care vin să-i susțină pe acești oameni aflați în suferință. S-au mai rărit mult, s-au mai rărit. Amuși mai vin din România, mai vin John and Diren și vin din Germania, mai este fondurile care ajută, dar așa prea să spun, e rău, nu e așa cum a fost. A fost mult, amuși și puțin, dar totuși mulțumim la toți. Românii tare ajută, eu spun, că mai, ot, cine, România tare ajută, ot, să spun corect, cine mai vine așa des, astăzi ei. Dumitru Cosma însă face tot posibilul ca persoanele stabilite cu traiul la Centrul pentru Refugiați Salvăm Ucraina din Cernăuți, fondator al căruia este să nu ducă lipsă de nimica. Uneori ar face orice pentru ei doar să-i vadă fericiți, să știe că au un acoperiș deasupra capului și că sunt bine. Cinstit să spun, aș găsi un loc pentru toți să aibă de trăit o casă, ceva. Noi am uși grăim cu administrația noastră, este departament de protecție socială, da, ei au o programă care nu, ei construiesc casele pentru dânși, apartamentele, da, și eu grăiesc cu dânși să găsească un loc pentru cei oameni care trăiesc aici, care că, ei, da, că ei știu că 80 de oameni care trăiesc aici, ei n-au unde de mers înapoi și de asta văd eu cu într-una cu dânși noi facem legătură, cred că o să primești tot.
La centrul pentru refugiați sunt persoane care se află chiar din primele zile ale invaziei ruse, dar sunt și oameni care au sosit mai târziu, cum spre exemplu este doamna Ludmila din regiunea Herson. Тут у прихистку рік, ріки два місяці, а приїхала я 8 червня 22-го. Aici, la acest centru, suntem de un an și două luni, dar am venit în regiunea Cernăuți pe data de 8 iunie 2022. Am fost în multe centre, de aici însă, mulțumim bunului Dumnezeu, nu ne fugărește nimeni. Ne-a spus cu lacrimi în ochi doamna Ludmila din orașul Ociachiv, regiunea Herson. Da, sama z Melitopolea, rit bula în România, doamna Ludmila ceasul status, potem mă bula în Germania. Sunt din Melitopol. Am trăit un an în România, apoi în Germania. Fiul cel mare are 9 ani și încă nu frecventează școala. Am fost nevoită să revin în Ucraina, să fac tot posibilul și să-mi înscriu copilul la școală. De vreo 3 luni de zile nu mai am nicio veste de acasă, de la tatăl meu. S-a pierdut legătura telefonică și nu mai știu nimica despre soarta lui, ne povestește plângând Natalia din Melitopol. Persoanele care și-au găsit a doua casă aici se simt bine, dar oricum le lipsește acea căldură și atmosferă de acasă. Copiii de la acest centru l-au îndrăgit foarte mult pe Dumitru Cosma. Îl așteaptă cu nerăbdare să vină la ei în ospeție. Dar și Dumitru iubește la fel de mult, precum își iubește proprii copii. Niciodată nu vine la centru cu mâna goală. Le aduce copiilor biscuiți, bomboane și acea speranță în ziua de mâine că va fi din nou pace în Ucraina și ei se vor putea întoarce cândva la casele lor.